Bun găsit la știrile din sport. Astra Giurgiu nu a reușit să profite de înfrângerea suferită de Steaua după ce a pierdut două puncte prețioase cu Concordia Chiajna. Giurgiuvenii au condus de două ori meciuri, dar brazilianul Wellington nu a fost de acord și a reușit o dublă pentru Chiajna. Primul meci oficial de fotbal din 2015 de pe stadionul Marina Anastasovici este de tristă amintire pentru giurgiuveni. Astra Giurgiu a deschis scorul cu ajutorul lui Fatai în prima repriză, iar în repriza secundă, brazilianul Wellington egalează printr-o execuție care îi lasă cu gura căscată pe giurgiuveni. Astra forțează pe final și Kehin de Ionuț Fatai înscrie al doilea gol. Același brazilian al Concordiei Chiajna, Wellington, nu este de acord cu rezultatul și aduce egalitatea și un punct prețios pentru cei din Chiajna. Două momente dificile și aici mă refer la suferirea celor două goluri, am reușit să revenim, atât la 1-0 cât și la 2-1. Asta înseamnă caracter, asta înseamnă potență fizică, asta înseamnă inspirație într-un final a antrenorului că îl introduc pe Wellington care marchează două goluri. Oleg Protasov a fost complet dezamăgit că a pierdut victoria printre degete. Doar clipele de genul acesta, însă ăsta este fotbal. Ala, pragmatică. Nu e riscul. Dar adevărul este foarte greu când pierzi în ultima fază, când faci egal în ultima fază. Wellington a fost omul meciului după ce a adus un punct Chiajnei cu execuțiile sale superbe. Deja am dat așa un gol de forfecă, dar a fost foarte aici la România. De prima dată am dat doi goluri într-un meci oficial și forfecă. E foarte frumos, sunt foarte bucuros. Trebuie să fim onești, să spunem că nu mai speram, dar în același timp ne trecea un sentiment de frustrare, pentru că, zic eu, în a doua repriză ce obțineam controlat jocul de la un capăt la altul, Astra nu și-au creat nicio ocazie și cred eu că era puțin nedrept să pierdem. După acest meci, Astra pierde poziția de pe podium în dauna celor de la ASEA Târgu Mureș și în plus ratează ocazia de a profita de înfrângerea pe care a suferit-o Steaua București pe teren propriu cu Rapid. Antrenorul Concordiei Chiajna, Marius Șumudică, nu a ratat încă o ocazie de a se da în spectacol și la meciul cu Astra Giurgiu. Carismaticul tehnician a continuat războiul cu arbitrii și spune că nu merita să fie trimis în tribune. Marius Șumudică s-a făcut remarcat în minutul 78, atunci când, după golul înscris de Wellington din Farfica, a pătruns pe teren și s-a certat cu arbitrii. Centralul Alexandru Tudor nu a stat la discuții și l-a trimis în tribune pe tehnicianul cunoscut pentru escapadele sale. Galben, Wagner, roșu Șumudică. Următoarele cuvinte care le spune. Deci, băi, oameni buni, nu spun că Șumudică este un om care nu pune probleme. E adevărat, sunt coleric, încerc să-mi ajut echipa, dar nu insult. Nu lovesc, nu fac absolut nimic, nu sunt violent. Păi frate, dar am văzut și eu meciuri în Anglia, în Germania, peste tot. Mă, arbitrii vin și poartă o discuție. La noi imediat una, două, în tribună. Deși Revisăi a obținut un punct prețios, Șumudică a rămas supărat pe brigada de arbitri. În momentul în care iei o decizie de genul ăsta, înainte să o iei, să porți un dialog cu mine și să spui, băi idiotule, m-ai înjurat, ai făcut nu știu ce, ai depășit spațiul tehnic, ai făcut așa. Să pur și simplu să n-ai niciun fel de dialog, să mă trimiți în tribună, scuzați-mă, cu tot respectul pentru ei, că astăzi au arbitrat foarte bine. Consider că au arbitrat foarte bine, chiar dacă multă lume mi-a spus că am avut penalti în prima repriză. Arbitrii români ar trebui să se uite mai des la campionatele din străinătate, este de părere antrenorul Chiajnei. În Anglia se discută, în Anglia vine și îți spune. Am văzut de nu știu câte ori chiar în jurături ale jucătorilor în fața arbitrilor. Să nu spun eu cuvintele și nu știu ce. Ați înțeles? Și arbitru se face că nu vede. La mine doar un pic. Am pus mâna și sunt și forțos. Lucrez la sală. Da, Marius are lucruri foarte bune și lucruri mai puțin bune. Lucrurile bune sunt că mereu ne insuflă această ambiție la fiecare meci, să credem în noi, să puterea asta de luptă. Iar lucrurile mai puțin bune probabil sunt e puțin caracterul lui vulcanic. În ultimele 11 etape, Concordia Chiajna a înregistrat numai rezultate de egalitate și a suferit o singură înfrângere, cu Steaua. Mâine seara, iubitorii sportului în aer liber sunt invitați la jogging pe un traseu prin centrul orașului. Provocarea îi aparține unui profesor de sport care dă întâlnire alergătorilor la ora 18 în față la Romarta. Ați văzut și
Profesorul de sport Gigi Oprișan dă întâlnire celor care vor să se bucure de o alergare în aer liber într-o cursă amicală ce va porni din centrul orașului. Invitația a fost lansată recent pe Facebook și a fost apreciată de mulți giurgiuveni, însă nu like-urile pe internet duc la reușita ideii, ci participarea la această provocare. Invit pe toți cei care vor să participe pentru sănătatea lor la o scurtă alergare prin oraș, aici în fața magazinului Romarta, ne întâlnim și vom alerga pe un traseu stabilit dinainte, l-ați văzut, l-am publicat pe Facebook. Alergați pentru sănătatea voastră, facem mișcare împreună. Inițiativa îi aparține persoanei Gigi Oprișan și nu are legătură cu Inspectoratul Școlar Județean, unde inițiatorul întâlnirii de mâine este Inspector Școlar General. Este o inițiativă a mea personală, eu vreau să alerg împreună cu potențialii mei prieteni, împreună cu toți cei care sunt adepți ai mișcării și îi aștept. Inițiatorul întâlnirii a luat în calcul și potențialele inconveniente ce apar pentru iubitorii de jogging pe străzile urbei noastre, câinii maidanezi și gura lumii. Traseul pe care l-am ales pentru alergare nu cred că va pune probleme din punctul acesta de vedere, pentru că este verificat dinainte, iar gura lumii e slobodă și întotdeauna ea va spune tot ceea ce va vrea. Traseul propus de profesorul Gigi Oprișan are 3,3 km și va porni spre pietonala Mircea cel Bătrân. Va urma pe strada Tudor Vianu, apoi pe Plevnei, Parcului Episcopiei și piața 1848. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră cu mai multe informații. Până atunci, toate cele bune!